Bună ziua! Mă bucur să ne vedem azi iarăși. Azi vom vorbi despre compararea și ordonarea numerelor reale. Mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică pentru clasa 7. Vom rezolva câteva exerciții. Să începem cu niște exerciții simple de încălzire. Să efectuăm următoarele comparații între numere naturale, numere întregi sau numere raționale. Evident, 3 este mai mic decât 5. Minus 7 e mai mic decât plus 3 pentru că un număr negativ e mai mic decât un număr pozitiv. Minus 4 este egal cu minus 4 sau 1,2 e mai mare decât 0,15. Oare ce semne se ascund sub fețele zâmbitoare? Minus 1,25 este mai mare decât minus 2. 2,13 în perioadă e mai mare decât 2,13, pentru că 3 în perioadă înseamnă că cifra 3 se va repeta. 5 pe 6 este mai mic decât 10 pe 11, dacă am aduce la numitor comun. Atunci am obține că 55 pe 66 este mai mic decât 60 pe 66 sau 3,5 este mai mare decât 3,15 pentru că 3,5 de fapt este 3,50. Să trecem acum la numerele iraționale. Oare cum o să comparăm radical din 30 cu 6? Pentru a face această comparare, pe 6 putem să scriem ca radical din 36 și în acest moment compararea deja devine simplă. Ia să vedem al doilea exercițiu. Cum credeți că vom compara pe minus radical din 27 cu minus 5? Dacă pe minus 5 îl scriem sub forma minus radical din 25, atunci deja este ușor să facem compararea, comparăm doar numerele de sub radical și ținem cont de minus. Minus radical din 27 va fi mai mic decât minus radical din 25. Pentru a compara minus radical din 4 cu minus 3, nu e necesar pe 3 să scriem sub formă de radical din 9, ci putem să calculăm radicalul. Minus radical din 4 e minus 2, deci compararea ne dă minus radical din 4 este mai mare decât minus 3. La ultimul exercițiu am ales două numere iraționale, pe pi și pe radical din 10. După cum știm, pi are valoare aproximativă de 3,14, radical din 10, dacă îl calculăm cu ajutorul unui calculator de buzunar, ne dă valoare aproximativă 3,16, deci vom compara valorile lor aproximative. O să vă rog, în acest exercițiu, avem aceste numere în tabel, cele cu galben sunt numerele B, cele cu albastru deschis sunt numerele A, și o să vă rog să încercați să comparați numărul B cu numărul A. Deci să treceți peste tot semnul mai mic, mai mare sau eventual egal. Câteva exemple sunt deja completate. 1,5 este mai mare decât minus 1,2. Minus radical din 8 este mai mare decât minus radical din 15. Sau, de exemplu, minus 3 este mai mic decât 0. Totodată, o să vă rog să încercați să completați aceste propoziții în așa fel ca să obțineți enunțuri adevărate. Să încercăm să facem acest exercițiu. De exemplu, dacă avem de comparat un număr negativ cu un număr pozitiv, atunci știm întotdeauna că numărul pozitiv va fi mai mare. În tabel am trecut aceste comparări.
un număr pozitiv cu un număr negativ, numărul pozitiv e mai mare. Sau, în această situație, un număr negativ cu un număr pozitiv, numărul negativ este mai mic. Am dat aici și alte exemple de astfel de situații. Întotdeauna numărul negativ este mai mic decât numărul pozitiv. Dacă avem de comparat două numere reale iraționale, nu e necesar ambele să fie iraționale, atunci putem compara valorile lor aproximative. Valorile lor aproximative, de exemplu pe radical din 10, îl calculăm cu un calculator de buzunar. Pi, desigur, cunoaștem că este o valoare aproximativă 3,14 sau aceeași situație este cu radical din 5. În momentul în care cunoaștem valorile aproximative a celor două numere, deja este foarte ușor să le comparăm. Iarăși am mai reușit să comparăm câteva din numerele din tabel. Dacă avem de comparat două numere reale pozitive, pot fi raționale sau iraționale, atunci putem compara și pătratele lor. De exemplu, dacă vrem să comparăm pe radical din 7 cu 2 radical din 2, putem să le ridicăm la pătrat și să comparăm pe 7 cu 8. Evident, 8 este mai mare decât 7. Sau, la acest doilea exemplu, pentru a compara radical din 35 cu 6, ridicăm pe radical din 35 la pătrat și pe 6 îl ridicăm la pătrat și ne dă că 35 mai mic decât 36. Și în acest tabel putem să efectuăm anumite comparații și cu ajutorul acestei metode. Să revenim atunci la sarcina noastră inițială. Deci, dacă avem de comparat două numere iraționale, putem să comparăm valorile lor aproximative. Dintre un număr pozitiv și un număr negativ, întotdeauna numărul pozitiv este mai mare. Dacă comparăm două numere raționale, așa cum ați învățat și în clasa 6-a, putem să le aducem la numitor comun și să le comparăm așa. Dacă vom compara două numere negative, atunci mai mare este numărul care are modulul mai mic. Și după cum vedeți, aici avem tot tabelul completat. Vă puteți verifica dacă ați făcut bine sau nu. Și o altă sarcină, o altă activitate. Vă rog, vă invit ca toate aceste numere care le vedeți în cerculețele galbene să le puneți în ordine crescătoare. De la cel mai mic la cel mai mare. Pentru a realiza această ordine crescătoare, pentru numerele iraționale, după cum vedeți, ne-am folosit de valoarea lor aproximativă, pe care, încă o dată, adaug, le calculăm cu telefonul sau un calculator de buzunar. Și în rest, ne-am folosit de regulile pe care adineauri le-am descoperit și am reușit să-l punem de la minus 3,1 până la cel mai mare număr, care este radical din 7. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!